Membrii Asociației Părinți pentru Ora de Religie, filiala Timișoara, s-au reunit joi pentru a dezbate diverse aspecte legate de apărarea familiei și promovarea valorilor creștine în educația și creșterea copiilor. Lucrările ședinței au avut loc la Centrul Eparhial din Timișoara, în prezența Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. O ședință la care au participat, pe lângă membrii activi ai Asociației Părinți pentru Ora de Religie și alte persoane doritoare de a se implica în activitatea de susținere a educației religioase, aș aminti aici de foarte multe cadre didactice, nu numai de religie, ci și de alte specializări. Au fost prezenți de asemenea și preoți din parohiile din Timișoara și din apropiere, ca de altfel și părinții protopopi. În cadrul ședinței au fost prezentate mai multe proiecte propuse pentru perioada următoare. Peste 9 luni de zile ne străduim să ne organizăm cât mai bine. Am reușit până în prezent să facem multe lucruri, dar cu cât facem mai multe lucruri, cu atât ne dăm seama că sunt și mai multe de făcut, că implicarea părinților în educația copiilor este și de mai mare actualitate în prezent decât ar fost în urmă cu 9 luni și că la rândul lor copiii așteaptă de la noi această implicare. Orice proiect am început, am văzut că de fapt ei vor și mai mult. Și atunci ne-am dat seama că de fapt și noi trebuie să ne lărgim rândurile. Suntem prea puțini părinți ca să facem față atâtor proiecte câte s-ar cuveni să facem. Avem un prilej de a expune ideile noastre, reușitele noastre și de a gândi împreună strategii pe viitor prin care să conservăm valorile tradiționale românești, acestea care ne identifică și ne dau un plus valoare în dialogul nostru european și mondial, am spune. E partea pe care o aducem noi Europei și atunci conservarea acestor valori cade în responsabilitatea, în primul rând, a părinților, care prin copiilor și prin educarea copiilor într-un mod coerent și profund, aș spune, reușim să ducem pe mai departe o Românie curată, frumoasă și responsabilă. Asociația Părinți pentru Ora de Religie este în acest moment cea mai mare organizație de părinți din țară, având ca scop susținerea și îmbunătățirea predării religiei în școală.